băuți la volan și care au provocat accidente. În capitală însă l-am descoperit pe cel mai vesel. Nu-ți pare rău de mașina ta? Dar nu-ți pare rău că puteai să te rănești? Cumpără alta. Nu știm dacă de vină pentru sinceritatea acestui tânăr este tot băutura. Ce-i dă-ți la cal să mănânce? Apă, pai și bătaie și hai, Lizuca! Însă pentru ce se întâmplă cu acest polițist, sigur sunt de vină emoțiile. Mă concentrez și eu 2 minute, nu? Cauza... Exact. Până la urmă, polițistul și-a găsit cu greu cuvintele. Dar când cuvintele sunt în franceză... Je vous... S'il vous plaît, s'il vous... Etez gentil. Tot din cauza emoțiilor, medicul din imagine a găsit prea multe cuvinte. Și toate deodată. În ce stare era copilul? Copilul era în stare de șoc, post-traumatic, la prima vedere, traumatism multiplu, dar mai ales cervical și mai ales cranian. Din fericire, cel cervical la prima vedere s-a dovedit că nu este așa de important, ceea ce era cel mai important pentru noi să știm. Explicații ciudate dau și oamenii simpli, mai ales la nervi. Cum vine copiii? Dă mașină trilunic, e vipere, o zonă de vipere de când era cu porni. Sunt balauri, șerpi, sunt toți draci. Adică nu, primarul i-a făcut donație pământului, mortului. Și mortul a vândut pământul primarului. Mort, da. Alții însă se nasc povestitori. Nu este chestia de mormanul de ciment care este foarte jalnic ce este aici de cimentul ăsta. Nu este, deci ce au vrut să facă bine cu acest dig, dar nu este compatibil cum ar fi. Bine ați venit în... Ne spune și nouă ce s-a întâmplat. Da, vă spun, mă cheamă Deaconu Maria, veneam cu niște gâște de la râu ale fiicei mele și cu un copil în brață de 2 ani și jumătate. Și eu gâștele scosei de pe uliță și gata, mașina dete peste una, de sărin sus. La toți scoasă capul pe geam și spus o vorbă urâtă care mi-e rușine să o spun. Încheiem cu aceste imagini care nu au nevoie de niciun comentariu. Mă, ți-ar capul, am dragul de prostan. Ce te-a pus să bași capul în gaură, mă? Hai de capul, nu? Aoleu, urechea!